Podul peste Dunăre de la Brăila, supranumit Golden Gate de România, a fost inaugurat astăzi. Lucrările, care au costat jumătate de miliard de euro, s-au terminat cu 2 ani întârziere. Încă nu sunt gata șoselele de legătură, dar panglica a fost tăiată. Iar autoritățile promit că în următorii 5 ani șoferii nu vor plăti taxa pentru a traversa podul. Liderii de la București spun că puțin credeau în succesul acestui proiect ambițios. Podul suspendat, care leagă începând de astăzi județele Brăila și Tulcea, este al 3-lea ca mărime din Europa și cea mai mare investiție în infrastructura românească timp de 30 de ani. Podul suspendat peste Dunăre este cea mai înaltă și cea mai scumpă construcție de după Revoluție din România. Lucrările au durat aproape 5 ani. Construcția aceasta este, cu certitudine, una dintre cele mai ambițioase inițiative de modernizare a infrastructurii de transport din România, realizată cu fonduri europene, cu expertiză internațională de referință și cu tehnologie de ultimă generație. Un consorțiu italo-japonez a lucrat cot la cot cu zeci de subcontractori români. Firmele noastre au participat cu sute de oameni și mii de mașini, utilaje, macarale și tehnologie diversificată. Cele 500 de milioane de euro investite în pod s-au întors în mare parte în economia românească. Aici, la granița estică a țării, investițiile noastre exprimă încredere în viitorul României și în viitorul prosper al Europei de Est, care include Republica Moldova și Ucraina. Și din acest punct de vedere, România e pregătită să sprijine Republica Moldova și reconstrucția Ucrainei. Lucrările au început în 2018. 3 ani mai târziu, pilonii de susținere înalți de 192 de metri erau gata și a început montarea cablurilor de susținere. Cablurile de ancorare au o greutate de aproximativ 6.700 de tone. Sunt produse de o companie japoneză și au o garanție de 120 de ani. Lungimea totală a cablurilor folosite este de 80.000 de kilometri, suficient cât să încojoare pământul de 2 ori. În martie anul acesta a fost turnat primul strat de asfalt, iar după 3 luni rezistența podului și siguranța traficului au fost testate cu 60 de camioane încărcate fiecare cu câte 40 de tone. Cu o lungime de 1974 de metri, acesta este cel mai mare pod din România și al 3-lea pod suspendat ca dimensiune din Europa. De asemenea, este prima cale rutieră care leagă Moldova de Dobrogea și, conform estimărilor, va fi tranzitat zilnic de 5.000 de mașini.